Acum câțiva ani am ajuns într-o poziție nouă de leadership. După câteva săptămâni vine la mine un coleg de la HR și îmi spune că am vreo trei oameni în echipă care au întârziat de mai multe ori dimineața și încă unii care au stat mai mult în pauză de masă. Îl întreb de ce îmi spune asta. Răspunsul prompt a fost ca să-i sancționez. M-am uitat pe performanța oamenilor și niciunul dintre ei nu avea probleme. Ba mai mult, unii chiar făceau diferența. În săptămânile următoare am avut repetate discuții pe acest subiect pentru că eu refuzam să iau măsuri. Mi se părea că scopul nostru este performanța, iar oamenii performează. În schimb, eram constant reamintit că trebuie să fac ceva cu acești oameni pentru că altfel vom pierde disciplina. De fiecare dată primeam și argumentul suprem, așa se face și așa s-a făcut mereu pe aici. Mi se pare că deseori când vorbim de subiecte importante, ca cel de unde lucrăm sau de cât lucrăm, Tindem să uităm intenția noastră. Nu avem organizații ca să menținem disciplină de fier. Scopul nostru nu este să generăm mereu ordine și acceptarea tuturor regulilor și procedurilor. Asta nu face o organizație performantă, ci dă doar iluzia de control liderilor și managerilor. Scopul organizațiilor de cele mai multe ori este performanța. Iar pentru asta, trebuie să înțelegem cum performează cel mai bine fiecare individ. Știu, asta face jobul managerilor mai greu, dar până la urmă, oare nu asta înseamnă responsabilitățile sporite care vin cu funcțiile de management? Complexitate mai mare, decizii mai grele. Nu mai bine facem organizații mai puțin uniforme, mai puțin ordonate, dar mai performante?